Hai să vă povestesc să vedeți ce am pățit cu un marocan într-un cimitir din Spania. Ce vă că la așa ceva nici nu vă gândiți? Nici prin gând nu vă trece ce am pățit cu marocanul ăsta în cimitir. Înainte să vă povestesc întâmplarea asta, bineînțeles că vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, care mă apreciați, care îmi distribuiți vlogurile, vă salut pe toți și aveți tot respectul meu. Bă, fraților, mă sună un marocan din El Ejido. Mi-a găsit anunțul pe internet și m-a sunat. Zice, cumperi aur? Da, vă zic, cumpăr. De unde ești? Din El Ejido, zice marocanul. Bă, bun, El Ejido, m-am bucurat, știi că eu am stat câțiva ani de zile în El Ejido, cunosc El Ejido. Zic, oh, El Ejido, zic, unde stai, mă, în El Ejido? Eu de curiozitate, știi? A, undeva pe Cervantes, dar dacă e să vii, nu ne întâlnim la mine acasă, ne întâlnim unde vrei tu, în El Ejido, dacă cunoști. Zic, bine, mă, zic, nicio problemă. Marocanul nu vroia să vin la el acasă, că avea motivele lui și foarte bine. Eu ce zic? Bă, hai să ne întâlnim în cimitir. Zic, știi unde e cimitirul? Da, cum să nu? Ne întâlnim în cimitirul de la ieșire, cum te duci spre Santa Maria, care sunteți în Spania și stați în El Ejido sau a stat în El Ejido, știți despre ce cimitir este vorba. Zic, ne întâlnim în cimitir. E bine? Da, zice. E bine, nicio problemă, marocanul. Nicio problemă. Bă, bun. Zic, pe la ce oră? Păi, dacă poți să vii într-o oră, două, e perfect, zice marocanul. O oră, două. Bă, era deja târziu când m-a sunat ăsta pe mine. Era deja 8 și ceva. Bun, mă. Mă pregătesc. După cum știți și voi că v-am spus, piatră, lichid, cântar și plec în El Ejido. Înainte să ajung în El Ejido, îl sun. Zic, băi, unde ești? Domnule, sunt acasă. Așteptam să mă sun, să îmi spui când ești în apropiere să mă anunți. Bun, zic, vezi că eu mai am vreo 5 minute și intru în El Ejido. Mă duc direct acolo, ca să știi. Da, domne, zice, cum intri, în capăt de tot, în dreapta, așa, zice, ne întâlnim. Bine, mă. Bă, fraților, ajung în El Ejido, parchez mașina undeva pe niște străduțe și ajung la cimitir acolo. Băi, eu mă întâlneam cu mulți în cimitir și le dăteam întâlnire în cimitir, că ăsta era cel mai bun loc unde să te întâlnești cu cineva, să faci negoț. Înțelegeți? Cel mai bun loc. Da, stați să vedeți ce s-a întâmplat. Băi, ajung, parchez mașina, pac, trag mașina așa, intru în cimitir. Ajung în capăt, mă rog, așa, în dreapta, îl văd pe el pe acolo, să plimba. Mi-am dat seama că el era ceasul 9 și ceva, aproape 10 noaptea. A venit singur marocan. Ne întâlnim acolo, băi, zic, ce ai de vânzare? Ce piese ai? Ce cantitate ai? Domne, zice, uite, astea două piese le am, un lanț și o brățară. Bă, 20 ceva de grame, nu erau grele. 20 ceva de grame. Un lanț și o brățară. Bun, le avea într-o pungă. Hai, mă, zic, să ne punem aici jos să le probez. Ne-am dat așa într-o parte, știi, pe lângă criptele alea, să probez asta. Îmi scot lichidul, scot piatra, cântarul, le pun jos să le probez. Bă, fiți atenți aici, ca să vedeți și voi.
Scot în pungă. Bă, nici n-apuc. Dar uite, chiar sunt curios să văd dacă v-ați dat seama ce s-a întâmplat. O să-mi scrieți în secțiunea pentru comentarii. Bă, nici n-apuc să le probez. Caut din spatele meu. Poliția! Poliția! Panu Sariba! Băi! Băi, când am auzit, vă dați seama, mi s-a muiat picioarele. Poliția, poliția, mâinile sus, te ca la droga, zice. Lăsați drogurile jos și mâinile sus. Mă. Băi, când am auzit, lăsați drogurile jos și mâinile sus. Băi, mi-am dat seama că e groasă treaba. Ce droguri mâncați? Și mă uit la marocan. Marocanul speria să uita la mine. Eu ce fac, mă? În momentul când am auzit poliția și a țipat, în secunda aia aveam aurul în mână, punga aia. Băi, în secunda aia, bam, dau cu el direct într-o criptă care era lângă mine, știi? Direct într-o criptă, bam, dau cu el acolo. Că știți cum au spaniolii, nu-i ca la noi mormintele în pământ, cu cruce, cu... Nu, mă, pe perete așa în sus și niște găuri, uite așa. În perete niște găuri unde bagă morții. Bă, și era o criptă de aia deschisă. Bine, erau mai multe deschise. Dau într-una dintre ele, bang, până la capăt s-a dus pungulița aia. Mâinile sus, gata, zic, mâinile sus. Ce ați făcut? Zic, ce s-a întâmplat? Cheapa sau o eu, știi? Ce se întâmplă? Ce? Mâinile sus, nu vorbiți. Drogurile jos, zice, nu atingeți nimic. Mă. Băi, eu vă spun sincer, în momentele alea m-am speriat rău de tot. Eu am crezut că gata, mă duc la pușcărie pentru trafic de droguri, mă. Ca să știți, da, să vedeți. Băi, mă uitam la marocan, mă, l-aș fi mâncat acolo. A venit poliția, mâinile sus, pac, ne-a pus cătușele. Băi, n-am apucat nici să dau cu piciorul la lichid, la piatră. Și ăsta a fost norocul meu. Să vedeți și voi ce m-a salvat. La lichid, la piatră, la cântar, la nimic. Ne-a pus cătușele, ne-a luat pe amândoi de acolo, zbang, cu noi în mașina de poliție, eu într-o mașină, marocanul într-o mașină, ne-a dus la poliție. Zic, domnule, dar ce s-a întâmplat, zic? Ce vorbă, zic, cum să-mi spuneți drogurile jos și cum adică? Nu înțeleg. Lasă, lasă că întrebam în mașină, știi? Auzi la secție, zice, ce s-a întâmplat și o să afli acolo pentru ce ești arestat și o să te duci ani mulți, zice, la pușcărie. Mă. Băi, când am auzit să spună un polițist treaba asta, ăla știe ce vorbește, știi, mă gândeam eu. Nu vorbește ăsta de prost. Băi, ajungem la poliție, mă bagă pe mine într-o cameră, pe marocanul ăsta într-o cameră, să ne ia la întrebări. Ia uite, bă, ce bate vântul, băi, e un vânt aici, pai de capul meu. Nu știu dacă vă dați seama. Dacă aș fi avut părul mare, cred că îl vedeați în flăcări. În ăsta, în, cum spune, în vânt. Îmi vedeați părul și vă dădeați seama că bate vântul, auzi, bă, în flăcări. Da. Și ajungem acolo la poliție, ne bagă într-o cameră, pe mine într-o cameră, pe ăsta într-o cameră. Spune, zice, ce afaceri făceați acolo, ce cumpărai de la el, ce cantitate ai luat și unde ai ascuns-o. Ei ne-a percheziționat, știi, înainte să ne pună cătușele, pa, pa, ne-a percheziționat, ne-a căutat, nimic, mă, n-au găsit nimic. Nici la mine, nici la marocan. Unde ați ascuns marfa? Dom'le, zic, dar nu știu despre ce marfă vorbiți. Hai, zice, drogurile, hai, zice, unde le-ați ascuns? Mă, zic, ce droguri? Hai, zice, nu te face că nu știi că deja ăsta e urmărit de mult timp. N-are rost, zice, să o dai cu noi așa că ții ani grei. Îți iei angrei, mai bine recunoaște. Zic, da, ce să recunosc, zic.
Hai, zi că n-avem timp să pierdem timpul cu tine, că am mai întâlnit noi dăștea, zice polițistul, care au lălăit-o vreo oră, două, trei și pe urmă au spus adevărul. Domnule, zic, eu îți spun adevărul fără să o lălăi, zic, fără să o sucesc, fără să o învârtesc, că sunt conștient, că sunt băgat într-o situație grea și nu vreau să-mi iau o pedeapsă nevinovat. Eu m-am întâlnit cu băiatul ăsta să-mi vândă niște aur. Am apelul pe WhatsApp, puteți să verificați. A zis că are niște aur de vânzare, să mă întâlnesc cu el să-mi vând aur. Dacă vreți să mă credeți. Dacă nu, zic, n-am cum să vă dovedesc. Decât așa, luați convorbirea, ascultați-o pe WhatsApp să vedeți că m-a sunat. N-am ce să zic. Dă, polițaiul așa se uită la mine, se ridică după scaun, iese afară de acolo. Am rămas singur în camera aia acolo. Păi stau, aștept. Cred că am așteptat vreo oră. Vine altul acolo, alt polițai. Se așează pe scaun. Ia spune ce s-a întâmplat. Și ăsta mă ia la întrebări. Zic, domne, dar am spus ce s-a întâmplat. M-a sunat băiatul ăsta să-mi vândă niște aur. Zice, fii atent, ăsta este urmărit de mult timp, este traficant și acum ghinionul tău a fost că ai fost prins cu el. Și tare mi-e zice să nu te duci cu ăsta împreună de mâniță la pușcărie. Zic, dar de ce să mă duc la pușcărie? Vreau să-mi sun și eu avocatul. Băi, când am auzit că gata, și ăsta mă ia așa, punct ochit, punct lovit, m-am speriat. Zic, vreau să-mi sun și eu avocatul, să vorbesc și eu cu avocatul, zic că nu mi se pare corect. Păi, îmi sun avocatul, vine avocatul acolo, mă întreabă avocatul, cum s-a întâmplat? Spune ce s-a întâmplat. Zic, uite, așa am povestit la avocat, știi? Băi, adevărul! Adevărul! Ce s-o dau cotită, sucită, învârtită? N-avea, mă, n-avea rost. Nu era loc de așa ceva. Uite ce s-a întâmplat, m-a sunat ăsta cu niște aur și uite așa. Vine un polițist, intră pe ușă. În timp ce eram cu avocatul acolo și povesteam. Pun o pungă pe masă, zice, recunoști obiectele. Eu prima dată m-am speriat că n-am văzut obiectele. Ce eram acolo? Lichidul? Să vărsase lichidul mai rea decât sticluța? Piatra și cântarul? Sunt ale tale? Da! Zic eu. Ce bă, dar nu puteam să mint, să dau vina pe ăla, înțeles? Ale mele. Să găseau amprente alea, în fine. Da! Zic, sunt ale mele. Uite, cu astea zic că am venit ca să cumpăr aur. Cântarul și să probesc. Da, zice, ai mare noroc. Băi, ăsta cred că era șeful poliției. Zice, ai mare noroc. S-a găsit sticluță, zice, piatră și tot ce ai spus tu aici, tot ce ai declarat, este adevărat. Așa este. De-aia te-ai întâlnit cu el și... Dar să știi că ăsta este urmărit de mult timp, noi îl urmărim de foarte mult timp ăsta și acum am prins momentul când a intrat în cimitir. Noi ne-am gândit că a venit să vândă prafuri și cu ce se ocupă el și am prins momentul, zice, și l-am luat, l-am prins. Bă, deci poliția l urmărea pe ăsta de mult? Bineînțeles că pe marocan l-a luat și l-a băgat direct pe arest. Nu, no, l-a băgat direct pe arest să-l ducă la judecată. Și acum îl întreb și eu pe avocat. Băi, Joaquin, zic, ce facem? Rămân aici, zic, mă bagă ăștia pe arest? Nevinovat? Cum facem? Stai liniștit, zice, că ieși cum să rămâi pe arest? Ieși, nu e problemă. Băi, completează avocatul acolo niște alea, bang, semnează și avocatul și îmi dă drum. Zice, ești liber, ai grijă ce faci,
că suntem pe urmele tale. Mi-am dat seama că sunt luat în vizor. Odată ce m-a prins cu sticluță, piatră, cântar, gata. Bă, dar nu m-a prins cu aurul. Băi, aurul nu l-au găsit. Mă gândeam eu atunci, știi, când eram acolo. Mi-a găsit astea, m-a filat, m-a luat în ochi, pune secreta pe mine. Bine că eu schimbam numărul pe anunț, imediat am schimbat numărul, am schimbat anunțul, poză, tot, să mi se șteargă urma. N-au găsit cantitatea, mă, lanțul și brățara. Plec de acolo, zice avocatul, băi, dar n-au găsit marfa. Unde e marfa? Eu nici la avocat nu i-am spus, știi? Că poliția m-a întrebat, unde e? Dar nu știu, domnule, sunt la el ale. Zic, dar n-ai văzut că m-a întrebat poliția și am spus că nu știu, sunt la el, a rămas la el piesele. A, bine, bine, zice avocatul. Ce să-i spun, mă, nici la ăsta nu i-am spus, știi? Băi, ajung acasă, mă, stăteam pe gânduri. Păi, cum o fi? Să mă duc să le iau, să nu mă duc. Ce să te duci, mă, că eram urmărit. Ce fabă, prietenilor, o sunt pe Rusoaică. Ana, zic, uite, am o treabă cu tine, vii să vorbim? Da. Vine Rusoaica la mine acasă. Ce ai făcut? Îi povestesc la Rusoaică ce v-am povestit și vouă. Mă duc eu, zice, și le iau, stai liniștit. Mă duc eu și le iau, nu-i problemă. Unde sunt? Păi îi dau eu așa un indiciu, vezi că uite așa în locul cu tare, intri, pac, pac, îi spun cu aproximație, știi, te uiști tu acolo sus. Nu-i problemă, mă duc. Stai să treacă 2-3 zile și mă duc. Bă, mai trec 2-3 zile. Se duce Rusoaica acolo. Le caută. Păi, nu le-a mai găsit. Nu le-a mai găsit. A căutat acolo, s-a uitat peste tot. Nu le-a mai găsit. Nu știu acum cine l-o fi luat, că marocanul n-a văzut când le-am aruncat eu acolo. Nu știu. Poate că oamenii care veneau pe acolo, pe la morminte, poate că, nu știu, mă, nu știu cine, dar nu le-a mai găsit. A venit Rusoaica și zice, nu, nu-i nimic, am căutat și n-alea și n-alea și nimic. Voi acum poate o să spuneți, băi, rusule, poate că te-a mințit Rusoaica și că le-a găsit și că n-a. Băi, nici să nu vă gândiți la treaba asta, nici să nu vă gândiți. În Rusoaica aveam încredere maximă. Rusoaica am făcut cu ea foarte multe și o să vă povestesc să vedeți câte am făcut cu Rusoaica și fapte grele, cu cantități, cu bani mulți, cu... Am multe întâmplări cu Rusoaica și o să vi le povestesc. Avem timp, nu ne grăbim. În vlogurile ce urmează, eu v-am spus, vor urma bombe, întâmplări tari. Deci niciun caz să mă gândesc că a luat asta și... Ai mă, ce ai, pentru 20 ceva de grame, când ea a avut ocazia să mă facă de cantități grele și bani mulți și nu... Deci nici nu mă gândesc la așa gen, m-am gândit, da? Deci de-aia vă spun vouă ca să nu vă gândiți la treaba asta. Dar bine, dacă aveți o părere, în secțiunea pentru comentarii, eu vă citesc. Și vă mai spun o treabă. Eu îmi dau seama câți dintre voi mă apreciați după like-urile care le am. Fiecare care mă aprecia, știu că îmi dați un like, un coment frumos și așa vă cunosc și eu. Când intru în secțiunea pentru comentarii și văd mesajele voastre și văd de la cine le primesc, vă cunosc și eu acolo și știu cine sunteți. Așa dacă mă urmărești și nu-mi dai un like sau nu-mi lași un comentariu, nu te cunosc. Bun, prietenilor, ne revedem la următoarele vloguri. V-am spus că vor urma vloguri tare de tot, povești, bombă. Ascultați-mă ce vă spun, că o să vă povestesc întâmplări bombă. Dați o distribuire să vadă toată lumea, să vadă și prietenii voștri. Bă, să învețe din întâmplările astea, astea sunt întâmplări din viață care ai foarte multe de învățat dintr-o întâmplare de asta, că și eu am învățat. Mie mi-a fost greu că nu le-am știut și am luat țepe. Dar voi, cei care mă ascultați acum, aveți multe de învățat. În fiecare vlog în parte aveți de învățat câte ceva, că și eu am învățat din fiecare zi.
în viața mea care ieșeam să fac bișniță, de când ieșeam din casă, de la ora 8-9 până seara când mă întorceam acasă, că știam când plec, dar nu știam când vin. Sau dacă mai vin. Că m-au prins, m-au băgat pe arest și n-am mai venit. Bine că n-am ajuns pe la pușcărie. Da, am multe să vă povestesc. Numai bine, vă salut pe toți prietenilor și ne revedem.